Fetele au task în această după amiază, am înțeles că au la dispoziție 30 de minute să se pregătească. O auzeam pe Delia că a rugat-o pe mama lui Liviu să meargă în casa băieților și să-i ceară lui Liviu o cămașă, o cravată și un sacou, un sacou negru dacă se poate spune Delia, dar să nu îi spună pentru ce, înțeleg că tascul este ceva, o prezentare de parfum, bănuiesc că este în legătură cu Oriflame și de data aceasta. Mama lui Liviu întreba întrebat pe Delia dacă a întrebat dacă a cerut voie la staff și i s-a permis. Delia a spus că da și doamna a mers în casa băieților să ceară de la Liviu ce a rugat-o Delia. A urcat Delia sus la dormitoare, le spunea fetelor că s-a pornit cronometru, în 30 de minute trebuie să fie gata. Fetele spuneau că au auzit și ele. Chiar Maria cu Laura discutau despre faptul că se gândeau că astăzi nu se vor mai machea și uite că iar trebuie să se machieze. Am văzut și pe Adriana că se grăbea să fie gata, la fel s-a machiat, dar sus în dormitor celelalte fete în baie, a ieșit și o mică discuție acolo, înțeleg că pe scăunel, la oglinda aceea de lângă ușă, se machia de obicei Cristina și de data aceasta Elena era acolo, Cristina a încercat să-și facă și ea loc la oglindă, Antonia a întrebat de ce nu-i spune Elenei că la e locul ei, Cristina a zis așa mai tare că i-a spus, dar nu, nu a înțeles Elena și Antonia i-a spus ea uh, Elenei, știe Elena că acolo este locul Cristinei, toate fetele au lăsat-o pe ea încă de la începutul competiției să se macheze acolo, uh, nu s-a auzit ce a răspuns Elena, ori s-a oprit sunetul lor, nu a zis nimic, se grăbesc fetele să fie gata, am văzut că Maria și-a luat o rochiță roșie, spunea că are nevoie de un durator să-și aranjeze puțin părul, cereau unele lucruri una de la cealaltă, pe Iuliana am auzit-o cerând niște cercei de la Delia, Delia îi cera niște cizme lungi, vom vedea cum se îmbracă fetele și despre ce este și acest task.